A fost înființată în urmă cu 19 ani și a funcționat la început într-un cort militar, iar apoi într-o capelă. Astăzi însă, parohia Sfântul Cuvios Antonie cel Mare din Constanța se bucură de un locaș de rugăciune care, deși aflat în construcție, răspunde mai bine nevoilor credincioșilor. Sfânta liturghie a fost săvârșită cu prilejul hramului de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în paraclisul de la demisolul Bisericii Mari, sfințit în anul 2012. Sfântul Cuvios Antonie este cel plin de daruri, pentru că el a oferit jertfă curată, sfântă și totală lui Dumnezeu. De aceea, prin el, Dumnezeu a lucrat multe minuni. El a umplut pustia, erau peste 10.000 de viețuitori acolo. Apoi s-au așezat 5.000 într-o altă parte a Nilului. Cuviosul Antonie a făcut să înflorească foarte mult pustia și el vorbea cu Dumnezeu și iată, vorbea și cu oamenii, alinându-le toate durerile. Și acum vorbește cu noi oamenii când îl chemăm în ajutor, vorbind cu Dumnezeu, noi când adresăm o rugăciune prin Dumnezeu care îl binecuvintează să ne dea nouă răspuns, el ne răspunde cu daruri binecuvântate de sus din cer și de aceea mare evlavie avem la Sfântul Cuvios, pentru că la el s-au adunat mulți din cei ce doreau să ducă viață aproape de Dumnezeu. Lucrarea a mers greu în altă sfinția voastră, pentru că și vremurile sunt grele. Însă de la banul văzuvei până la cei care au putut să ajute mai mult, toate s-au adunat în așa fel încât, iată că turlele bisericii noastre strălucesc în soare și atrag privirile multora. Și mulți se bucură atunci când trec pe aici și privesc cu bucurie și cu mulțumire față de Dumnezeu, pentru că astfel de lucruri pot să apară și pot să crească înaintea ochilor oamenilor și înaintea inimilor lor. Parohia desfășoară o bogată activitate culturală și filantropică. În cursul anului aici au loc concerte de muzică bisericească, seri de meditație, precum și acțiuni sociale pentru enoriași și cu posibilități materiale reduse.